ani vrea să interzică sărbătoarea de Halloween, pe care o consideră periculoasă pentru copii. Petrica Muzu Stoian vrea să interzică sărbătoarea de Halloween, după cum au aflat amicii cântărețului de muzică populară. Acesta a distribuit un material de pe un site intitulat Apărătorul Ortodox, al cărui titlu este Copiii din SUA au mărturisit după o petrecere de Halloween că simți nevoia acută să ucidă pe cineva. Luați aminte! Opriți această mizerie! A scris Muzu Stoian. Petrica Muzu Stoian vrea să interzică sărbătoarea de Halloween, să înălțăm osanale diavolului, vârcolacilor. Da, petreceri, partiu.3.i, asta e important, să înălțăm osanale diavolului, vârcolacilor și altor creaturi ale întunericului. Ne dorocim și nu mai putem privi spre lumină. Asta se încurajează în grădinițe și școli. Alte lucruri mai importante și educative nu pot promova, puncta Sabina Prinsi în România. În lume, incat au luat-o razna, punct, orice, doar comercial să fie, nu contează consecințele. Bani Sabina pe seama prostilor. Virgulă, au postat amicii artistului popular. Petrica Muzu Stoian vrea să interzică sărbătoarea de Halloween. Copiii se maschează în vrăjitori, mumii, fantome și diavoli. Halloween este o sărbătoare de origine celtică, celebrată pe 31 octombrie, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală. Specific pentru Halloween este dovleacul sculptat care reprezintă lanterna lui Jack. Cu ocazia acestei sărbători, copiii se maschează în vrăjitori, mumii sau alte personaje și colindă pe la case, întrebând trick or treat, păcăleală sau dulciuri, ca o amenințare că dacă nu li se dau dulciuri, persoanei colindate îi se va juca o farsă. În alte țări, Halloween este sărbat prin parade și carnavaluri. Costumele de Halloween sunt tradițional modelate după figurile supranaturale, monștri, schelete, fantome, vrăjitoare și diavoli.